Țesutul nervos. Țesutul nervos prezintă un înalt grad de specializare în generarea și transmiterea influxului nervos. Are origine ectodermică și este alcătuit din neuroni și celule gliale. Neuronul reprezintă unitatea morfofuncțională și genetică a sistemului nervos. Dimensiunile neuronilor sunt cuprinse între 4-5 microni, ca de exemplu celulele granulare din cerebel, și până la 120 de microni, dimensiunile celulelor piramidale din scoarța cerebrală. Clasificarea neuronilor. După forma lor, neuronii pot fi sferici, de exemplu neuronii unipolari din retină, piriformi, de exemplu celulele purkinie, fusiformi, de exemplu neuronii bipolari din retină, piramidali, de exemplu celulele beți, sau stelați, de exemplu neuronii multipolari din retină. După polaritatea lor, neuronii pot fi unipolari, numiți și pseudo-unipolari, ca de exemplu neuronii pseudo-unipolari din ganglionii spinali, bipolari, de exemplu neuronii bipolari din mucoasa olfactivă, multipolari, de exemplu neuronii motori medulari, și neuroni anaxonici, ca de exemplu celulele amacrine. După rolul fiziologic îndeplinit, neuronii pot fi senzitivi, ei conduc influxul la centru nervos, motori, conduc comanda la efector, neuroni de asociație sau intercalari și neuroni secretori, ca de exemplu neuronii din hipotalamus care secretă neurohormonii. Structura neuronului. Asemenea oricărei celule, neuronul prezintă cele trei componente fundamentale: membrana plasmatică, citoplasma și nucleul. Membrana plasmatică este de natură lipoproteică, dublă, trilaminată, cu o grosime de aproximativ 7 nanometri. Citoplasma celulară, numită și neuroplasmă, conține organite comune și organite specifice neuronului. Dintre organitele comune, mitocondriile sunt în număr mai mare și se găsesc în toată neuroplasma, asemenea lizozomilor. Complexul Golgi lipsește în dendrite și axon. Reticulul endoplasmatic neted formează o rețea în toată neuroplasma. Centrozomul lipsește la neuronul matur, neuronul nu se divide. Organitele specifice neuronului sunt corpuscul inisăl și neurofibrilele. Corpuscul inisăl, numit și corp tigroizi, sunt prezenți în dendrite și în corpul neuronal. Ei reprezintă reticulul endoplasmatic rugos al neuronului. Au rol în sinteza proteică. Neurofibrilele, prezente în întreaga neuroplasmă, reprezintă citoscheletul neuronului. La majoritatea neuronilor, este prezent un singur nucleu cu poziție centrală. Din punct de vedere morfofuncțional, neuronul este alcătuit din corp neuronal și din prelungiri. Corpul neuronal, numit și pericarion, are dimensiuni cuprinse între 5 și 120 microni. În porțiunea centrală a pericarionului este localizat nucleul. Corpii neuronali alcătuiesc substanța nervoasă cenușie din nevrax. Ganglionii nervoși sunt aglomerări de corp neuronal localizați în afara sistemului nervos central. Ei aparțin sistemului nervos periferic. Prelungirile neuronului sunt dendritele și axonul. Dendritele sunt prelungiri numeroase, scurte și ramificate, cu rol de a recepta stimuli și de a-i transforma în influxuri nervoase pe care le transmit aferent centriped. Conțin neurofibrile și corpuscul nisel, asemenea corpului neuronal. Dendritele formează joncțiuni cu alți neuroni sau cu receptorii epiteliali senzoriali. Axonul
este o prelungire unică a neuronului ce poate ajunge la o lungime de circa un metru. Din structura lui, lipsesc complexul Golgi și corpuscul inisăr. Axonul prezintă spre corpul neuronal o parte conică, îngroșată, numită con de emergență sau con de implantare. Membrana plasmatică se numește axolemă, iar citoplasma axoplasmă. Conducerea influxului de către axon se face eferent, centrifug. De obicei, axonii se înmănunchează formând nervii. Axonul este protejat de trei teci, teaca de mielină, teaca șvan și teaca Henle. Teaca de mielină, dispusă deasupra axolemei, este produsă de către celulele gliale șvan în sistemul nervos periferic și de către oligodendrocite în sistemul nervos central. Rolul mielinei este de a hrăni, proteja și de a izola fibra nervoasă. După prezența sau absența tecii de mielină, fibrele nervoase sunt mielinice, de exemplu fibrele somatice ce conduc influxul nervos cu viteză mare, și amielinice, lipsite de mielină, de exemplu fibrele vegetative ce conduc lent influxul nervos. Degradarea mielinei din sistemul nervos central determină apariția bolii numită scleroză multiplă. Teaca șvan este alcătuită din celule gliale alungite, aplatizate. Este dispusă deasupra tecii de mielină. Între două celule șvan longitudinale sunt prezente strangulațiile sau nodurile romvie. La nivelul nodurilor lipsește teaca de mielină. Astfel, transmiterea influxului nervos realizează saltatoriu, de la un nod romvie la următorul. Rolul tecii șvan produce mielina, hrănește și protejează fibra nervoasă și asigură transmiterea saltatorie a influxului nervos. Teaca Henle, numită și teacă endoneurală, este localizată deasupra tecii șvan. Este o teacă conjunctivă cu multe fibre de colagen și substanță fundamentală amorfă. Are rol mecanic, protector, de rezistență și intervine în reglarea permeabilității membranare. Axonul prezintă la capătul său terminal ramificațiile axonale butonate. Butonul terminal are un diametru cuprins între 1-4 micron și o formă de bulb. Este delimitat doar de axolemă. Butonul terminal conține mitocondrii, glicogen, reticul endoplasmatic neted și veziculele sinaptice produse în corpul neuronal de către corpuscul inisăl și complexul Golgi. Veziculele conțin mediatorii chimici neurotransmițătorii, de exemplu acetilcolina, catecolaminele ca de exemplu adrenalina, noradrenalina, dopamina, cu rol în realizarea sinapsei. Prelungirile mielinice ale neuronilor formează substanța nervoasă albă a nevraxului. Nervii, componente ale sistemului nervos periferic, sunt structuri anatomice constituite din mănunchiuri de fibre nervoase mielinice. Nervii sunt grupați în nervi spinali și nervi cranieni. După tipul de fibre conținute, nervii pot fi nervi senzitivi, ce transmit informații spre un centru nervos, nervi motori, care transmit comanda de la centru nervos la efector, și nervi mici, ce conțin atât fibre senzitive, cât și fibre motorii. Nervul prezintă următoarele teci conjunctive. Epinervul, situat la exterior, pătrunde în interiorul nervului, formând perinervul, care acoperă fasciculele nervoase și trimite spre interior septuri, formând endonervul, ce învelește fiecare fibră nervoasă. Proprietățile neuronului. Cele două proprietăți specifice neuronului sunt excitabilitatea și conductibilitatea. Excitabilitatea reprezintă proprietatea neuronului de a recepta stimulul și de a-l transforma în influx nervos. Membrana neuronului este polarizată electric. Atunci când asupra ei nu acționează niciun stimul, ea se află repaus.
Fața externă a membranei este încărcată pozitiv datorită cationilor, iar fața internă este încărcată negativ datorită anionilor. Pe ambele fețe ale membranei există ioni cu sarcini negative și ioni cu sarcini pozitive. Principalul cation extracelular este natriul. El este prezent și în celulă, dar în concentrație mai mică, datorită permeabilității scăzute a membranei pentru natriu și a mecanismelor active care expulzează permanent ionii de natriu pătrunși în celulă, mecanisme ce funcționează ca niște pompe ionice împotriva gradientului de concentrație. Principalul cation intracelular este potasiul. El se găsește și extracelular, dar în concentrație mai mică, datorită reintroducerii permanente în celulă a cationilor de potasiu, care au ieșit din celulă pasiv, în sensul gradientului de concentrație. Cantitatea de natriu extracelular de pe fața externă a membranei este mai mare decât cantitatea de potasiu de pe fața internă. Concentrația potasiului intracelular este de 35 de ori mai mare decât a celui extracelular, iar concentrația de natriu extracelular este de 10 ori mai mare decât a celui intracelular. Cantitatea de anion de pe fața externă a membranei este mai mare decât cantitatea de pe fața internă. Plasma lemă este impermeabilă pentru anionii din interiorul neuronului. Diferența de potențial dintre cele două fețe membranare reprezintă potențialul membranar de repaus cu o valoare de aproximativ minus 90 mV. Atunci când se acționează cu un stimul cu intensitate prag, în cazul neuronului numindu-se reobază, datorită creșterii permeabilității membranare pentru natriu, membrana se depolarizează, devine negativă la exterior și pozitivă spre interior. Diferența de potențial electric, diferență numită potențial de acțiune, este de aproximativ plus 35 mV. Transportul ionilor se face pasiv, prin canale ionice și activ, prin pompele ionice. Depolarizarea se propagă de-a lungul membranei neuronale, transmiterea depolarizării reprezentând influxul nervos. Parametrii excitabilității sunt cei descriși la membrana plasmatică, reobansa, timpul util, cronaxia, perioada refractară și labilitatea. Conductibilitatea este proprietatea neuronului de a transmite influxul nervos în interiorul neuronului, dar și de la un neuron la altul. Membrana neuronului fiind polarizată, transmiterea influxului nervos este realizată prin aceleași mecanisme membranare, depolarizare, repolarizare, descrise la plasma lemă. Sensul de transmitere a impulsului nervos la nivelul neuronului este unic, dendrite, corp neuronal, axon. Transmiterea influxului nervos de la un neuron la altul se realizează prin sinapsă. Între doi neuroni nu există continuitate, ci doar contiguitate. Componentele sinapsei sunt componenta presinaptică, fantasinaptică și componenta postsinaptică. Componenta presinaptică este butonul terminal al axonului. Principalele componente ale butonului sunt veziculele sinaptice în care se găsesc mediatorii chimici. Fantasinaptică reprezintă spațiul dintre componenta presinaptică și componenta postsinaptică, având o grosime de aproximativ 30-50 nanometri. Fantasinaptică lipsește la sinapsele electrice. Componenta postsinaptică reprezintă plasma lemă celui de-al doilea neuron al sinapsei. Aceasta prezintă receptori pentru mediatorii chimici reprezentați de diferite proteine. Influxul nervos se propagă în axon ca o undă de depolarizare, care, ajungând la nivelul butonului terminal, determină atașarea veziculelor de membrana presinaptică, spargerea lor, urmată de eliberarea mediatorului chimic prin exocitoză. Mediatorii chimici se leagă de receptorii membranei postsinaptice, activându-i, determinând astfel depolarizarea și transmiterea influxului nervos la cel de-al doilea neuron. Mediatorii chimici
rămân un timp foarte scurt atașați receptorilor membranari, după care trec în butonul terminal, reintrând în vezicule. O altă parte din mediatori pot fi preluați de către celulele gliale și neutralizați. A treia posibilitate este de a fi eliminați pe cale enzimatică. Mediatorii chimici. Acetilcolina este principalul mediator al sistemului nervos central somatic și al sistemului nervos vegetativ, dar și al sinapselor neuromusculare. În fanta sinaptică, acetilcolina este inactivată de enzima acetilcolinesterază prin hidroliză. Noradrenalina, numită și norepinefrina, este principalul mediator al neuronilor postganglionari și al glandei medulosuprarenale. Adrenalina, numită și epinefrină, reprezintă mediatorul chimic al neuronilor postganglionari simpatici. Dopamina este atât un mediator chimic sintetizat din tirozină, cât și precursor al noradrenalinei. Dopamina este mediator chimic al componentelor sistemului nervos central, care intervin în comportament. În boala Parkinson, cantitatea de dopamină produsă este redusă, iar în schizofrenie este ridicată. Adrenalina, noradrenalina și dopamina sunt catecolamine. Acidul gamma-aminobutiric este principalul inhibitor postsinaptic al sistemului nervos central. Serotonina este mediator chimic al neuronilor din mezencefal. Intervine în termoreglare, în ritmul nictemeral. Glicina este un aminoacid inhibitor. Endorfinele sunt peptide opioide, secretate de hipofiză și hipotalamus. Au rol analgezic, acționează asemănător morfinei, fără a da însă dependență. Întăresc sistemul imunitar, induc o stare de relaxare, de euforie, motiv pentru care sunt denumiți și hormonii fericirii. După eliminarea mediatorilor, membrana veziculară revine în butonul terminal și este acoperită de molecule proteice specifice, molecule de clatrină, formându-se astfel veziculele cu manta, ce se fixează de reticulul endoplasmatic neted, după care membrana veziculară este distrusă, iar proteina reintră în circuit. Clasificarea sinapselor. Din punct de vedere funcțional, se disting două tipuri, sinapse chimice și sinapse electrice. Sinapsele chimice, majoritatea, se realizează datorită acțiunii mediatorilor chimici. După tipul mediatorului, sinapsele chimice pot fi adrenergice, care au ca mediator adrenalina, noradrenalina, și colinergice, având ca mediator acetilcolina. Sinapsele electrice sunt mai rare la om, ele se întâlnesc, de exemplu, la nivelul retinei și a scoarței cerebrale. După efectul produs, sinapsele pot fi sinapse excitatorii și sinapse inhibitorii. După formațiunile anatomice implicate, sunt sinapse interneuronale, sinapse receptor-neuron și sinapse neuron-efector. Sinapsele interneuronale pot fi axodendritice, majoritatea, axosomatice, axoaxonice, dendrodendritice și dendrosomatice. Sinapsele receptor-neuron se întâlnesc, de exemplu, în epiteliile senzoriale. Sinapsele neuron-efector se realizează între un neuron și o celulă glandulară sau între un neuron și o fibră musculară. Celulele gliale. Celulele gliale, numite și nevroglii, sunt mult mai numeroase decât neuronii și, spre deosebire de aceștia, se divid. Dimensiunile, forma și lungimea prelungirilor sunt foarte variate. Celulele gliale susțin și protejează neuronii, controlează metabolismul neuronal, fagocitează și cicatrizează neuronii, produc teaca de mielină și ocupă spațiile neuronilor distruși. Tipuri de nevroglii. Astrocitele sunt cele mai mari celule gliale, cu prelungiri lungi, cu dispoziție radiară. Au rol în procesul reparator al neuronilor, în modularea transmiterii influxului de către neuroni, în menținerea homeostaziei sistemului nervos central, în nutriția neuronilor.
Oligodendrocitele sunt cele mai numeroase dintre nevroglii. Ele sunt întâlnite în substanța cenușie, dar și în cea albă. Au rol în producerea tecii de mielină în sistemul nervos central. Celulele Schwann alcătuiesc teaca Schwann. Ele produc teaca de mielină. Intervin în regenerarea fibrelor nervoase periferice. Sunt celule aplatizate dispuse paralel față de axoplasmă. Între două celule Schwann este prezentă strangulația Ronvier. Rol formează teaca de mielină și regenerează fibrele nervoase. Microgliile sunt celule mici, mobile, având origine în celulele stem ale măduvei hematogene. Principalul lor rol este de a fagocita neuronii nefuncționali și resturile rezultate prin descompunerea mielinei. Intervin și în bolile inflamatorii ale sistemului nervos central.